Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Eram foarte geloasă. Poate erau niște scenarii în capul meu. Sunt cuvintele unei tinere de doar 23 de ani. De multe ori când stăteam în pat noaptea, îl țineam la brațe și îi spuneam că nu vreau să te pierd. Aș vrea să știu dacă ești pregătită să ne povestești ceea ce a urmat. Dădeam și cu mâinile în uși și spuneam să iasă de acolo. L-au resuscitat câteva ore în continuu, dar degeaba, a murit. Cel mic avea o lună, chiar am putut să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi l-a luat pe soțul. Toate s-au întâmplat în aceeași lună, octombrie, starea civilă, nunta, moartea soțului meu, binecuvântarea celui mic și ziua mea de naștere. Sunt cuvintele unei tinere de doar 23 de ani. Bună seara, sunt Antonia Fudulu și vă invit să descoperim împreună o altă poveste de viață. Sunt tinere care la vârsta de 23 de ani au o singură preocupare, aceea fiind aspectul fizic. Emanuela însă, până la această vârstă, a trecut prin perioade greu de ascultat și vom asculta împreună povestea ei chiar acum. Bună seara, Emanuela! Mulțumesc că ești aici! Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Mă numesc Emanuela Rotaru, am aproape 24 de ani. În luna octombrie voi împlini 24. Sunt din județul Constanța, comuna Valului Traian. Deci acolo ai crescut, să înțeleg. Da. Acolo te-ai născut și ai crescut. Da. Te-aș ruga să ne spui în câteva cuvinte câte ceva despre familia în care te-ai născut. Eu m-am născut într-o familie cu 11 copii. Doi dintre frații mei au murit. Unul când era foarte mic și unul avea aproximativ 27 de ani, a avut handicap, el fiind de mic copil în centru, în plasament cu probleme de handicap și a murit. Însă nu i-am cunoscut niciodată, nu știu cine sunt, doar din ceea ce mi-a spus mama mea. Părinții mei erau creștini ortodoxi. Am dus o viață foarte grea din punct de vedere financiar. Tatăl meu era mai mult plecat de acasă. Mama mea s-a ocupat cel mai mult de noi. Ea muncea, ea s-a străduit pentru noi să ne crească așa cum a putut ea mai bine. Emanuela, în povestea pe care mi-ai trimis-o, scriai frecvent, Dumnezeu a avut un plan cu mine și mi-a dat des să aud lucrul acesta de la invitații mei. De ce crezi că Dumnezeu nu are un plan cu toți? Cum ai înțeles că Dumnezeu a avut un plan cu viața ta? Este adevărat că Dumnezeu are un plan cu fiecare, dar asta depinde foarte mult de noi. Dacă vrem să-L căutăm și să-L cunoaștem. Pentru că Dumnezeu se lasă găsi de cine îl caută până la urmă. Și eu mai cred că Dumnezeu are și planuri, în mod mai special cu anumite persoane. Iar eu cred asta despre mine, că încă din copilărie, încă de când nici nu existam, cum zice și în Biblie, că când eram doar un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau înduite. Dacă bine știu, aveai 7 ani când, așa cum ai spus tu, nu știai foarte multe despre Dumnezeu, dar povesteai despre El, compuneai cântece, scriai poezii. Da, atunci mi-am dat așa seama că Dumnezeu este cu mine. Și deși nu eram împinsă de la spate, eu la biserică îmi plăcea să cânt, să spun poezii. Ba chiar era un frate care și acum trăiește, este mai în vârstă. Îi plăcea mereu de mine cum cânt și mă punea să cânt la biserică. Și o făceam cu drag. Mama mea s-a pocăit când era însărcinată cu mine. A făcut botezul în pânte cu mine și
Asta mi-a dat de gândit că Dumnezeu m-a ales într-un mod special pentru El. Ai trecut prin multe provocări și aș vrea să le luăm pe rând. La vârsta de 12 ani, ți-ai pierdut tatăl. Ce s-a întâmplat cu el? Tatălui meu îi plăcea să bea băutură alcoolică, însă într-o zi și-a dat seama că nu se simte prea ok. S-a dus și a făcut niște analize la medici mai specializați în domeniul acesta și i-au găsit cancer la pancreas. Și așa a fost întoarcerea lui la Dumnezeu prin această boală. El s-a pocăit cu aproximativ o lună înainte să moară. A făcut botezul și a decis să se pocăiască. Rămâi orfană de tată. Lipsurile materiale se simțeau atât de tare încât cei de la școală observau colegii tăi. Ce ți-au făcut? A fost foarte greu pentru mine să accept că nu mai am tată la vârsta de 12 ani. Era foarte greu să privesc la alți copii care au tată, care primesc acea dragoste părintească. De multe ori eram marginalizată de copii. Eram abuzată psihic, să zic așa, și lucrurile astea mă făceau să mă închid în mine, mă trăgeau în jos. Dar mi-am dat seama că Dumnezeu este tatăl meu și că El nu mă va părăsi niciodată. Vorbeai despre Dumnezeu atunci, dar vom afla puțin mai târziu că nu l-ai simțit cu adevărat, de fapt. Da. Pentru că la vârsta de 16 ani decizi și tu să te botezi, probabil ai luat exemplul mamei tale, dar nu te simțeai împlinit așa cum mi-ai scris și vreau să te întreb dacă crezi că decizia de a ne boteza într-o religie sau alta este cheia în a ne simți cu adevărat fii ai lui Dumnezeu, așa cum ne vrem cu toții. Eu la școală le spuneam la colegi despre Dumnezeu, deși nu știam așa multe despre El, doar din ceea ce îmi spunea mama sau ce auzeam la biserică. Spunea la colegi despre El. Nu mi-a fost niciodată rușine să spun că sunt pocăită, deși nu știam ce înseamnă cu adevărat să fii pocăit. Dar n-am avut niciodată rușinea aceasta să spun la cineva. Întrebam dacă pasul acesta al botezului te ajută să te simți cu adevărat mai aproape de Dumnezeu, așa cum tângeai tu. Pentru că nu s-a întâmplat asta, de fapt, în dreptul tău, nu? Da. Aveam o vârstă foarte fragedă și simțeam în interiorul meu că caut ceva. Că tânjez după ceva, că vreau să descoper ceva și, de fapt, acesta era Dumnezeu, era Duhul Său, care mi se descoperă la oameni în mod unic. Da, exact. La 16 ani am luat decizia să mă botez, deși, după cum am spus, nu îl cunoșteam pe Dumnezeu în totalitate, dar am luat această decizie. Deși, normal, cred că este cel mai corect ca să îl cunoști pe Dumnezeu și apoi să faci acest pas. Dar la mine a fost invers. Am făcut botezul și apoi l-am cunoscut pe Dumnezeu cu adevărat. Ai fost presată de cineva? Nu. Ai luat tu o decizie? Eu pur și simplu, da. Timpul trece la pachet cu multe provocări. Știu că la 18 ani, timp de câteva luni, te confrunți cu o boală dermatologică, da, care ți-a dat mari bătăi de cap. Eram la liceu în perioada aceea și dintr-o dată m-am trezit cu o boală de piele. Deși nu știam care-i cauza, de unde provine și astea, dar mă întrebam de unde și cum. Am fost la farmacie să spun despre ce e vorba, că nu știam cauza și mi-a spus că este o boală
dermatologică care este contagioasă, se poate lua. Și mă gândeam, oare ce o să zică oamenii despre mine dacă vor afla că am asta? Poate mă gândeam că își vor face fel și fel de impresii despre mine, că cine știe ce a făcut, de are boala asta sau... Îți vor pune o etichetă, îți era frică de etichete. Da. În acea perioadă l-ai cunoscut pe viitorul tău soț, nu? Da, eram prieteni atunci. Chiar mi-era teamă să-i spun despre această boală care o am. Îmi era să nu mă părăsească. Mă gândeam că poate mă va lăsa din cauza că am boala asta. Dar mi-am făcut curaj și am spus și, din contra, el a apreciat și m-a iubit și mai mult. Te rog. Mi-amintesc că nopțile de-abia dormeam din cauza la acea boală. Era foarte stresantă pe sistem nervos. Ieșeau bube pe tot corpul și te scărpinai până îți dai sângele chiar. De multe ori luam o pieptănă, pentru că avea zimția mai ascuțit, ca să pot să mă scarpin mai bine. Și într-o seară stăteam și plângeam. Și spuneam, Doamne, te rog frumos, vindecă-mă de această boală. Pentru că aveam câteva luni de zile de când tot mă confruntam cu acea boală. I-am spus, Doamne, te rog, dacă Tu mă vindeci, îți promit că o să mărturisesc la oameni cum ai lucrat în viața mea. Și până în ziua de azi, n-am avut curajul să spun la alți oameni despre această boală, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat azi oportunitatea de a fi alături de voi și alături de telespectatorii care vor vedea acest interviu. A fost doar începutul poveștii tale, această boală. A fost nimic pe lângă ce ai trăit. La 19 ani te căsătorești. Dar spuneai că nu te simțeai pregătită. L-am cunoscut pe soțul meu pe când era la liceu. M-am îndrăgostit de el. Eu l-am întâlnit la o nuntă de a unei prietene de-ale mele și el acolo m-a văzut prima dată și eu nu eram cu el într-o relație, dar lui a plăcut de mine. Asta spun din ceea ce îmi povestea el. I-a plăcut de mine, m-a căutat pe Facebook și m-a găsit. Mi-a trimis un mesaj și de acolo a pornit această conversație și relația noastră care... După cât timp ați luat decizia să vă căsătoriți? Aproape 19 ani. După cât timp de la începutul relației, mă refer? 3 ani, aproximativ. 3 ani, ok. Au trecut 3 ani de relație, v-ați căsătorit. De ce nu te simțeai pregătită pentru acest pas? Am considerat că trebuie să-L cunosc în primul rând pe Dumnezeu, cum trebuie, deși nu simțeam asta că-L cunosc cu adevărat. Apoi mă gândeam că sunt responsabilități foarte mari, familia, nu e ceva de joacă, este ceva... Și într-adevăr este ceva serios. Da, e ceva serios. Și totuși am făcut acest pas. Chiar dacă nu mă simțeam pregătită, am ales să mă căsătoresc cu soțul meu. Mi-ai spus așa, Emanuela, după căsătorie au apărut certuri ca în orice familie și asta mă face să cred că de fapt nimeni nu este pregătit, pentru că dacă în orice familie apar așa certuri, eu cred ori că ești pregătit, ori începești șlefuirea relației. Experiențele pe care le trăim ne pregătesc pentru anumite lucruri în viață. Eu am crescut într-un mediu foarte... Cum să zic? Te referi în familia ta? Nu neapărat. Așa, în general, vecinii, prieteni. Am fost înconjurată de un mediu toxic, să zic, care îmi făcea rău. De exemplu, vorbe murdare și astea m-au tentat și pe mine să fac la fel. Iar în căsătorie eu foloseam unele cuvinte care nu erau ok în adresa soțului meu sau... Și știam lucrul acesta că nu este bine, dar totuși nu știu de ce o făceam. De multe ori plângeam și spuneam, Doamne, nu vreau să fiu așa.
Vreau să mă schimb, dar nu puteam. De la ce porneau certurile? Pot să spun că eram foarte geloasă. Poate erau niște scenarii în capul meu. Mă gândeam că se uită la alte fete, soțul meu. Și aveai motive? Ți se dădeau motive să fii geloasă? Sau eu cred că cel mai mult poate mi se părea. Uh-huh. Era ceva în capul meu care nu mă lăsa în pace, niște gânduri. Mă certam foarte des cu el din cauza asta. Cât de grave erau aceste certuri? Eu eram mai tot timpul supărată, mă supăram cam din orice, dar soțul meu căuta întotdeauna soluții să ne împăcăm. Căuta pacea? Da. El era mai înțelept ca mine. Un om înțelept. Da. Și din ce mi-amintesc, și mult mai mare decât tine, da, ca vârstă. Ce diferență de vârstă era între voi? Când ne-am căsătorit, eu aveam 19 ani și el 24 de ani. Era acolo o mică diferență. Mi-ai spus că detestai la tine, luptai să te schimbi, te rugai pentru asta, dar provocările erau din ce în ce mai mari. Mă luptam să mă schimb, dar mi-am dat seama că nu prin puterile mele pot să mă schimb, și prin puterea lui Dumnezeu. Eu nu pot să fac nimic, doar El. Pe 2 octombrie s-a întâmplat minunea că l-am cunoscut cu adevărat pe Dumnezeu. Prin moartea soțului meu, așa l-am cunoscut pe Dumnezeu. El mi s-a descoperit în mod personal. Aș vrea să le luăm în detaliu, ca să nu pierdem absolut nimic din povestea ta. În tumultul certurilor, agitației din familia voastră, intervine și un lucru frumos. Rămâi însărcinată. Da. Cu băiețelul vostru David. Te-ai gândit că acest copil vă va ajuta să vă maturizați relația? M-am gândit. Să vă maturizați voi? Da, însă nu am apucat prea mult timp. Cel mic avea o lună și eu cu soțul meu am stat aproximativ un an aproape. În timpul sarcinii, s-a schimbat ceva în atitudinea ta, în gândurile tale, în comportament? Nu prea. Aveam stări care nu le înțelegeam. Și mă gândeam de ce oare. Mă gândeam că am vreun blestem asupra mea, adică s-a transmis din generație în generație și era ceva ca un lanț, ca ceva care mă ținea legată, robită. Și nu puteam să scap de anumite stări, lucruri. Ai încercat să discuți problema aceasta cu mama ta? Nu. De ce? Eu am avut o problemă cu încrederea în oameni. Era totuși mama ta. Așa este, dar nu puteam să mă deschid oricui. Dar nu s-a întâmplat niciodată să te apropii de mama ta și să te deschizi? Totuși, este femeia care ți-a dat viață. Să-i cer un sfat? Cel mai mult, după moartea soțului meu, am încercat să-i mai spun așa ce am pe suflet, însă nu m-am simțit mereu înțeleasă. Uh-huh. Așa am simțit eu, că nu sunt înțeleasă cum trebuie. În sarcină plângeam foarte mult, nu înțelegeam ce se întâmplă cu mine și îmi veneau gânduri de suicid. Ai încercat să-ți faci rău? Da, am încercat să îmi iau viața. Eram însărcinată cu cel mic. Deși știam că nu fac un lucru bun, dar aveam o stare care nu o înțelegeam, după cum am zis. Plângeam des, mă simțeam singură, chiar dacă îl aveam pe soțul meu. Am băut câteva pastile, însă n-am pățit nimic grav, doar am avut câteva amețeli. Când a realizat soțul tău ce ai făcut?
Cum a reacționat? I-am spus soțului meu ceea ce am făcut și s-a supărat foarte tare pe mine și a vrut să sune la ambulanță ca să vină, că știa că mi-este rău, dar eu am insistat să nu cheme și n-a chemat. Ce era în mintea ta? Tu îți doreai să-L cunoști pe Dumnezeu, îți puneai încrederea în El, dar în același timp te simțeai dărâmată și... Da, ai și făcut nu un gest... înțelegeam de ce. Tot îl întrebam pe Dumnezeu de ce simt toate astea, de ce sunt așa, de ce nu pot să mă schimb, să fiu mai bun, adică să fie o schimbare în bine. Emanuela, ai tot spus că te simțeai neiubită și neînțeleasă și singură în același timp, cu toate că soțul tău era un om iubitor, înțelept, așa cum ai spus tu. N-ai avut ocazia sau nu ai încercat să-i spui exact ce este în sufletul tău, luptele pe care le duci în mintea ta, de fapt? Nici măcar soțului meu nu i-am spus tot ce am pe suflet. De ce? Nu aveam curajul, mă simțeam închisă. Deși eu mă întrebam, e soțul meu, de ce nu pot să mă deschid să-i spun multe lucruri pe care le am în viața mea, în sufletul meu? Nu puteam. În general, ești o fire introvertită? Da, de fel, eu sunt mai închis, adică problemele pe care le am încerc să mi le rezolv singură, le strâng aici în suflet și nu este ok de cele mai multe ori. Se schimbă atmosfera în familie după ce se naște fiul vostru? Puțin, da. În ce fel? Ne-am bucurat foarte mult pentru venirea lui, mai ales eu. Cel puțin mi l-am dorit foarte mult. Chiar am zis, Doamne, îmi doresc să-mi dai și mie un copil, că îmi plac copiii foarte mult. M-a rugat pentru asta și Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. De când a venit cel mic în familie, ne-am apropiat parcă puțin mai mult, dar tot așa aveam stării. Stările se intensifică pentru că mi-ai scris că de foarte multe ori plângeai și îi spuneai soțului că nu vrei să-l pierzi. Te-a amenințat vreodată că pleacă sau de ce aveai această frică? Nu m-a amenințat niciodată. Nici eu nu înțelegeam de ce. Dar de multe ori când stăteam în pat noaptea, îl țineam la brațe și îi spuneam că nu vreau să te pierd. Și el îmi spunea, nu o să mă pierd niciodată. Te simțeai vinovată față de el când îi spuneai asta? La ce mai exact? Poate pentru comportamentul pe care îl aveai față de el, pentru atitudinea, pentru nerv, pentru vorbele adresate la... Da, de multe ori spuneam că știu că greșesc și nu e ok ceea ce fac, dar în interiorul meu simțeam că nu sunt înțeleasă de nimeni și eu nu-L cunoșteam pe Dumnezeu. Probabil acel gol, acele stări pe care le simțeam era lipsa de prezența lui Dumnezeu, de cunoașterea Lui. Aș vrea să știu dacă ești pregătită să ne povestești ceea ce a urmat, ce s-a întâmplat de fapt pe data de 2 octombrie și aici aș vrea să intervin cât mai puțin și să te las să povestești ceea ce simți că sufletul te lasă. Pe 2 octombrie s-au întâmplat cam toate evenimentele mai grele pentru mine. În 2017 am făcut nunta tot în octombrie, pe 22. Pe 26 era ziua mea de naștere. Și în 2018, tot în octombrie, pe 2, soțul meu a murit. S-a electrocutat în curte la noi. Ne-am luat o casă din satul de unde este soțul meu,
o casă mai bătrânească, am vrut să o renovăm, să avem. Pe data de 2 octombrie, soțul meu era liber, că lucra la o moară din asta, făcea pentru animale, concentrate pentru animale. Și în ziua aceea era liber de la muncă și a zis să mai facă câte ceva pe la casă. Eu eram în casă cu cel mic, deoarece avea aproape o lună. Și plângea și știți cum sunt copiii mici, plâng. Și trebuia să stau numai de el. Nu prea puteam să fac nici mâncare, deseori. Soțul meu, în timp ce lucra, venea la ușă, la noi acolo. Eu eram în casă cu cel mic și se uita pe geam și îmi spunea că mă iubește și în acea zi am simțit ceva înăuntru meu, ceva care nu puteam să explic. Am început să plâng. Simțeam ca și cum că urmează să întâmple ceva. Pe la 11 și ceva noaptea, soțul meu a terminat de lucru atunci. S-a dus la robinet afară, unde avem în curte, să se spele pe mâini. Era murdar de cimente, materiale pentru unde lucra el. Și mi-a spus, vezi că vin și eu în casă. M-a dus să mă spăl și vin în casă. El s-a dus atunci, probabil, era și ud pe mâini, s-a dus să scoată veioza din priză care a pus-o el afară să se vadă lumină mai mare, ca să poată lucra. Am auzit din casă un țipăt foarte tare, foarte puternic. M-am speriat și mi-am dat seama că s-a întâmplat ceva. L-am lăsat pe cel mic în casă, singur, și am fugit repede să văd ce s-a întâmplat. Când am ieșit afară, l-am văzut întins în curte, cu veioza în mână și foarte strâns și era și pe inimă. Deci mâna i-a căzut așa pe inimă. Eu atunci am vrut să mă duc imediat să pun mâna pe el, dar am simțit că ceva m-a oprit pe loc, pentru că altfel puteam să mor și eu, pentru că era deja băgat în priză. Apoi eu, după câteva secunde, am realizat că trebuie să scot din priză. Am fugit repede la bucătărie unde era priza. Am scos din priză și nu mai gândeam deloc cum trebuie. A fost un șoc foarte mare pentru mine. Am început să țip foarte tare, m-au auzit vecinii pe acolo și au venit chiar și vecini la noi. Apoi primul lucru pe care l-am făcut a fost să o sun pe mama soțului meu, să-i spun. Îmi tremura și vocea tot, nu mai puteam să vorbesc. Mama lui mă întreba ce s-a întâmplat Emma și am spus că Dani s-a electrocutat. Noi așa îi spuneam, Dani. Îl chema Daniel, dar îi spuneam Dani. Ai sunat familia, ambulanța. Soțul tău a fost resuscitat până la 3 dimineața. Da. Sperai într-o minune? Da, chiar speram și am zis că el poate să facă orice, poate să învieze morții, poate să... A făcut atâtea minuni în Biblie și mă gândeam că poate face și la mine o minune. Aveam această speranță că se va întoarce înapoi. Eu credeam în asta continuu, deși nu s-a întâmplat această minune pe care doream să o văd. După ce au venit cei de la criminalistică, ca să vadă care-i cauza acolo, de ce s-a electrocutat, au venit cu mașina aceea mortoară, sau cum se spune. Da. L-au resuscitat câteva ore în continuu, dar degeaba. Nu mai era nicio șansă. El în câteva secunde, aproximativ 30 secunde, a murit. Deci n-am mai avut nicio șansă. Oricine își poate da seama prin ce durere ai trecut atunci. Aveai un copil de nici o lună în casă. Erai, și acum ești tânără, dar atunci erai și mai tânără.
disperarea prin care ai trecut, totuși mi-ai spus că atunci ai simțit că l-ai cunoscut cu adevărat pe Dumnezeu, în seara aceea. Da. Cum? Cum poți să-L cunoști pe Dumnezeu în furtună? Asta mă întrebam și eu. De ce a îngăduit Dumnezeu să-L cunosc în cea mai grea încercare din viața mea? Atunci când l-am văzut pe soțul meu jos, fără suflare, am simțit o putere deosebită peste mine și asta a fost doar Dumnezeu, prezența Lui. Am simțit în mintea mea o schimbare radicală. Gândeam cum niciodată nu am gândit, știam lucruri pe care niciodată nu le știam. Deci, atunci a fost nașterea din nou la mine, pe 2 octombrie. Ne poți da un exemplu prin care ai realizat că ești transformată? Da. Am început să plâng, m-am rugat și chiar am putut să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi l-a luat pe soțul meu. Nici eu nu știam de ce zic asta. Era ca și cum aș fi fost controlată de cineva. Am zis, Doamne, îți mulțumesc chiar dacă mi-ai luat soțul. Trebuie să dai dovadă de o foarte mare putere. M-am gândit la Iov. Mereu mi-a plăcut de Iov, că prin câte a trecut, el a spus, Domnul a dat și Domnul a luat. Și am vrut să-i urmez exemplul. După ce l-au luat pe soțul meu să-l ducă la morgă, ca să vadă care-i cauza și cum s-a întâmplat, după ce l-au băgat în acea mașină și a închis ușile, am simțit că s-a terminat totul, s-a prăbușit totul peste mine. Ba chiar dădeam și cu mâinile în uși și spuneam să iasă de acolo, să vină la noi în casă, pentru că așa urma să vină la mine și la David în casă, dar n-am mai apucat. Ai rămas cu imaginea lui afară, în timp ce îți promitea că urmează să vină la voi. Mă scuzați. Este în regulă să plângi. Poate că ar trebui să-ți eliberezi mai des sufletul. Se simte că ești un suflet sensibil care interiorizează orice. Așa este. Nici măcar în momentele acelea nu ai simțit că familia ta îți este cu adevărat aproape? Nu mi-a fost nimeni. Nimeni. Așa cum mi-aș fi dorit eu. Să primesc iubire, înțelegere, afecțiune. N-am primit de la nimeni, absolut. Din contră, am simțit că toți s-au îndepărtat de mine, că am devenit o ciudată, ca și văduvă pentru ceilalți. Doar Dumnezeu mi-a fost aproape și asta m-a ținut tare și mă ține. Și a mai fost un lucru care te-a ajutat? Copilașul meu, care este mângâierea mea pentru mine. Este o încurajare pentru mine. De multe ori, chiar el mă încurajează pe mine. Cum face? Cum o face? De multe ori simte când sunt tristă, deși încerc să ascund asta de el, dar el simte. Vine la mine și îmi spune, mami, te iubesc, nu mai fi supărată, și mă mir de unde știe. L-am învățat să se roage pentru mine, pentru ceilalți, și de multe ori când nu sunt bine, vine la mine, se roagă și pune așa mâna pe mine, pe capul meu și se roagă pentru mine. Tu îți dai seama că pentru prima oară în acest interviu ți s-a luminat fața? Și zâmbetul tău este cu totul diferit după ce ai început să vorbești despre fiul tău. Da. Copilul meu îmi alină dorul după soțul meu. Prin el îl văd pe soțul meu de multe ori. Ochii lui, mersul lui, seamănă cu el mult. Tu te-ai iertat, Emanuela, pentru greșelile pe care consideri că le-ai făcut față de soțul tău?
m-am iertat, însă mai am momente când mă învinuiesc pentru anumite lucruri, dar cel mai important este să știu că Dumnezeu m-a iertat pentru tot ce am greșit. Așa este. Trebuie să te simți liberă și Dumnezeu îți dă libertate și pace. Ai spus mai devreme că acesta a fost planul lui Dumnezeu cu voi, l-a luat pe soțul tău și dacă crezi că este așa, cu ce scop concret crezi că a făcut-o? Ca să fiu mântuită, să-L cunosc pe Dumnezeu. De ce ar trebui să moară cineva apropiat nouă ca să ajungem mântuiți? Cel puțin așa am înțeles eu la mine, în privința mea, că ăsta a fost planul lui. Deși, într-adevăr, este cea mai grea încercare pe care o poate duce un om, pierderea unei persoane dragi, dar Dumnezeu a știut că eu pot și, cum zice în Biblie, că El nu ne dă mai mult decât putem duce. Așa este. Asta înseamnă că ești o femeie puternică. Sunt puternică pentru că am un Dumnezeu puternic și vreau să spun și celor din jur despre Dumnezeul meu care m-a iubit încă de când eram mică și știu că mă iubește foarte mult și acum și îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu la întâmplare mama mi-a pus numele Emanuela, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. El a vrut ca să-mi amintesc mereu că va fi cu mine și îmi amintesc mereu asta și mă întărește. Emanuela, este adevărat că binecuvântarea fiului vostru a avut loc în ziua înmormântării tatălui său? Da. Urma să fie duminica viitoare, cum ar fi binecuvântarea, dar nu am mai apucat și am hotărât să o facem în ziua respectivă, în ziua înmormântării. Ce ai simțit? Cu toate că eram îndurerată, eu știam și simțeam că Dumnezeu e cu mine. Chiar am început să zâmbesc. Soțul meu era alături de mine în sicriu și îl ținea pe copilul meu în brațe și mă uitam la el și am început să zâmbesc. Și alți oameni spuneau că cum să râd eu în ziua înmormântării. Dar de fapt ei nu știau că Dumnezeu este Cel care mi-a dat pe chip acel zâmbet. Ei nu știau despre cum l-am cunoscut pe Dumnezeu și că Dumnezeu locuiește în inima mea, în viața mea. Nu știau despre asta. De multe ori aparențele înșală, dar Dumnezeu ne cunoaște cu adevărat inima, la fiecare. Așa este. Și cum ai spus și mai devreme, toate evenimentele importante din viața ta s-au petrecut în aceeași lună, octombrie, lună care urmează să vină și în acest an peste noi. Și anume starea civilă, nunta, moartea soțului, binecuvântarea celui mic și ziua ta de naștere. Cum te simți când vine luna octombrie, știind că este aproape? Eu de multe ori când a venit una din zilele respective, simțeam prezența lui Dumnezeu peste mine, cu toate că mă simțeam așa singură, că nu e soțul meu și tristă, dar începeam să cânt, îmi veneau chiar și cuvinte compuse. Cântam și mă îmbărbătam singură. Tu ești un copil, ești un copil orfan de tată și în același timp văduvă cu un copil de asemenea orfan de tată pe care îl crești singură. Cum te descurci financiar? Financiar mă descurc doar cu pensia de urmaș a celui mic. Nu este foarte mare, dar îi mulțumesc Domnului pentru tot. Și încerc ca din puținul pe care îl am să pot ajuta și eu la rândul meu pe alții. Așa cum pot. Te simt recunoscătoare pentru ceea ce îți permiți astăzi și mi-ai spus înainte să intrăm în platou că pe primul loc este fiul tău. Chiar aseară ai primit o listă de la grădiniță cu ce ar trebui să cumperi pentru el. Da, am fost la ședință la el și trebuie să iau rechizitele necesare pentru grădiniță și mă bucur pentru el că a început, e primul an de grădiniță și când vine acasă îl întreb cum a fost la grădiniță.
El îmi spune că nu vreau să mai merg. E normal. E normal, este la început de drum. După moartea soțului, cu timpul mi-ai spus că ai devenit depresivă și anxioasă. De asemenea, continui să te simți neînțeleasă. Am trecut prin momente depresive, stări de anxietate. Îmi veneau gânduri chiar de sinucidere. Din nou. Și știam că vin de la cel rău. Dar, prin faptul că l-am cunoscut pe Dumnezeu în această încercare, El mi-a dat puterea să controlez, okay. Să le biruiesc. Altfel, dacă nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, eu eram căzută de tot la pământ. Poate nici nu mai existam. Dar, pentru că-L cunosc pe Dumnezeu, în parte, personal, mi-a dat puterea să înving singură toate stările acestea. Astăzi te simți vindecată? Îți simți sufletul vindecat? Niciodată nu voi simți pe deplin, pentru că când îți moare jumătatea, o parte din tine, vei simți toată viața acel gol. Dar acel gol, eu vreau să-l umplu cu Dumnezeu în viața mea. Și ce faci concret pentru asta? Pentru cei care ne ascultă și nu știu cum să facă asta, ce le-ai transmite? Eu le-aș transmite celor care se uită la noi, în special la vădve care sunt tineri și trec prin aceste momente, să nu uite un singur lucru, că Dumnezeu este tatăl orfanilor și apărătorul vădvelor. Eu le-aș recomanda să îl caute pe Dumnezeu, ca Dumnezeu să se lase găsit și în El vor primi pace, mângâiere și tot sprijinul. Cum ar trebui să... Ar trebui să accepte că există anumite etape în viață pe care trebuie să le depășim. Da. Să acceptăm durerea? Trebuie să acceptăm că ceea ce se întâmplă în viața noastră nu este la întâmplare. Uh-huh. Toate au un scop și tot ce Dumnezeu îngăduie în viața noastră este pentru a ne șlefui, de fapt. Da, a ne șlefui. Pentru a crește în El, pentru a fi mai maturi. Totuși, tu ai trecut prin asta la o vârstă foarte fragedă. Foarte fragedă. Dar îi mulțumesc pentru asta, pentru că mă simt o femeie foarte matură. Foarte. Și se vede asta. Crezi că te-a pregătit pentru ceva măreț în viitor? Da, simt că are un plan special pentru mine și copilul meu. Emanuela, mi-ai spus că în sufletul tău zace o dorință încă de când trăia soțul meu. Când trăia soțul tău. Despre ce este vorba? Păi, mi-a venit așa în gând cum ar fi să fie în satul de unde este soțul meu o biserică, deoarece acolo nu este. Și de multe ori stăteam în grădină la noi pentru că avem teren foarte mare. Mă uitam așa în jur și ziceam în mintea mea, cum ar fi să fie aici o biserică și eu să cânt, să mă implic copiii? Și asta persista cu timpul, din ce în ce mai mult. Apoi, după ceva timp, am aflat că chiar sunt frați doritori care vor să facă o biserică acolo în Peceneaga și am zis că da, asta e voia lui Dumnezeu. Deși eu nu știam despre ei că au acest gând. Dar gândul meu ca lor a fost același după ce am aflat. Și de asemenea ai tot amânat să vinzi terenul și casa, da, pe care ați achiziționat împreună cu soțul. Probabil gândul acesta persista și ți-ai fi dorit ca pe acel teren să fie construită o biserică, poate, nu? Da, îmi doresc chiar și pe viitor. Dacă este voia lui Dumnezeu, cred că așa va fi. Vei pune la dispoziție acel teren pentru, da, o biserică? Da, îmi doresc să mă implic, să fac ceva pentru Dumnezeu. Și pentru cei din jur. Da, exact. Eu îți mulțumesc foarte mult că ai fost în această seară aici și îți mulțumesc că ți-ai deschis sufletul în fața noastră. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Cu mare drag.
Dragii mei, vă mulțumesc și vouă că ați stat până la final. Eu sunt Antonia Fudulu și așa cum v-am obișnuit, mă voi întoarce săptămâna viitoare de la aceeași oră 20 cu o altă poveste de viață. Până atunci vă doresc să aveți parte de zile fără griji. Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.